Continuăm. Continuăm. Peste 90 de miliarde de euro se pierd anual în Uniunea Europeană din cauza depresiei și a altor afecțiuni psihice ale salariaților. De cele mai multe ori, maladiile apar chiar la locul de muncă și tot acolo pot fi vindecate sau mai bine prevenite. Câțiva manageri de mari corporații europene au inițiat un program de acțiune în acest scop. Marile companii din Europa pierd miliarde de euro din cauza depresiei, care reduce dramatic productivitatea funcționarilor afectați. Se estimează că un angajat din 10 suferă de afecțiuni psihice, de care nu sunt feriți nici managerii din vârful ierarhiei. I love the outdoors, I love cycling, I'm always on my bicycle, couldn't even get on a bicycle, couldn't do any exercise. And I suppose at the most extreme, you know, suicidal thoughts, thinking about how... Acum 5 ani, Geoff McDonald, vicepreședintele unei multinaționale, a suferit primul atac de panică. S-a vindecat doar după 2 luni de concediu medical, iar acum vrea ca experiența sa să-i ajute și pe funcționarii de rând. Brave leaders to talk about their own illness and show people, you know, the guys, you know, and girls, it happened to me, it could happen to you, and it's not the end of the world, and by the way, you can get better. McDonald conduce un grup care își propune să reducă incidența depresiei provocate de relațiile de serviciu și, bineînțeles, impactul său financiar. De multe ori oamenii își pierd sănătatea pentru că nu știu dacă sunt sau nu apreciați de șefii lor. These are not difficult things for leaders to do, to say to somebody, hey, well done, you've done a great job, and just give them a bit of feedback. Grupul managerilor s-a întrunit pentru prima dată la Londra. Aceasta și pentru că, potrivit unui studiu, angajații britanici sunt cei mai nefericiți din Europa.